Fetelor, să ne ocupăm despre ceva care vă roade foarte mult pe voi și anume căsătoria, nu? Hai, da, s-a băgat Sara. Sara e cel mai mare burlac ever. Eu nu o să-l văd niciodată pe Sara căsătorie. Cel mai mare burlac pentru că am 2 metri din cauza asta. Se spune, ce, se spune că mei pe măsura ta, nu? Nu, se spune că nu mai stați burlați la fel de înalt. Da. Fetelor, cum ați vrea să fie bărbatul pe care l-ați lua în pat, cu care v-ați împărți viața în biserică? Da, să fie așa, să aibă niște ochi frumoși, dacă se poate. Și niște bănuți. Să aibă o casă frumoasă, să aibă putere așa, când mă ia să mă simtă. Putere financiară trebuie să aibă. Uite, 6 adevăruri neștiute despre căsătorie. În primul rând ar fi reproșurile. După căsătorie, mulți simt nevoia să-i facă reproșuri partenerului. Exact, da. Ar mai fi familia care contează.